Un american, șofer și băutor înrăit a fost victima unei farse elaborate puse la cale de prieteni și de familie. Bărbatul a fost păcălit că a stat în comă 10 ani după ce a fost găsit leșinat din cauza alcoolului în mașina lui. Pentru ca totul să pară cât mai real, oamenii au aranjat o cameră de spital falsă, au angajat o asistentă și au montat chiar și un jurnal de știri fals. Și se pare au fost foarte credibili.